Pătratul ăsta a fost fotografiat pe Marte. Mai că-mi vine și mie să zic că e o structură lăsată de extratereștri pe Marte. Scrie și Elon Musk, vrea să meargă acolo să se uită. Privește și tu, arată ca aceste structuri vechi din Siria și Irak. Imaginea se adaugă la o listă mai lungă de formațiuni ciudate pe Marte. Cum este această ușă pe Marte? Fața aceasta sau această mumie? Cum poate exista o structură așa de perfectă pe Marte, cu o latură de 1,7 km? Să nu ne grăbim, zic, acesta nu este un pătrat perfect. Cele două laturi nu sunt egale. Fața de pe Marte este un efect de umbră, ușa este o ruptură de rocă, iar aici vrem noi să vedem o mumie, că nu e decât o piatră care seamănă cu o mumie de zecile de mii de pietre fotografiate pe Marte. Unii spun că natura nu creează forme geometrice perfecte, cum ar fi acest pătrat. Dar uite aici hexagonul de pe planeta Saturn. Nu este și el perfect? Sau aceste structuri geologice construite de natură pe Pământ? Multe imagini cu pătratul de pe internet sunt procesate și acolo pătratul este mult scos în evidență. Dacă privim poza originală, unele dintre laturi nu sunt deloc vizibile. Este ochiul nostru cel care le construiește. Și uite aici, aceeași regiune fotografiată de Mars Reconnaissance Orbiter 17 ani mai târziu. Parcă pătratul nu mai este așa de evident. Sigur, acest pătrat va mai fi fotografiat, dar e foarte probabil să fie doar o structură geologică întâmplătoare. Dar hei, cine știe? Tu ce crezi? Scrie în comentarii! Telescopul spațial James Webb ne ajută să găsim noi asteroizi periculoși. Telescopul fusese construit pentru a studia începutul Universului și a identifica noi exoplanete, adică planete aflate în jurul altor stele. Mai nou, cercetătorii îl folosesc pentru investigarea asteroizilor de mici dimensiuni, care până acum erau dificil sau chiar imposibil de detectat folosind metode convenționale. Instrumentele de la bordul telescopului spațial James Webb au permis descoperirea până acum a 138 de asteroizi noi, cu diametrul mai mic de 100 de metri. Aceste date au fost publicate la începutul lunii februarie în revista Nature. În cazul unui impact cu planeta noastră, acești asteroizi nu vor cauza un cataclism global, dar este important să le cunoaștem traiectoria pentru a putea prevedea, sau chiar preveni, un impact cu consecințe locale serioase. Așa a fost impactul din 15 februarie 2013, de la Chelyabinsk, când, din fericire, nu au fost victime, dar mii de clădiri au fost avariate și sute de oameni răniți. Un meteoriferos, cu un diametru de doar 50 de metri, a creat în Arizona, acum 50.000 de ani, un crater adânc de 200 de metri, cu un diametru mai mare de 1 km. La începutul lunii martie, telescopul spațial James Webb a observat și asteroidul 2024 IR4. În martie, asteroidul va fi prea departe de planeta noastră pentru a putea fi observat de telescoapele de la Sol. Însă James Webb va ajuta nu doar în a estima mai bine orbita, uitându-se la el, dar prin măsurători în infraroșu va putea confirma mărimea lui 2024 IR4. Oprește-te! Niciun lob nu a mai văzut vreodată așa ceva. Imaginea aceluiași coasar apare de 6 ori. Un coasar este nucleul foarte activ al unei galaxii, extrem de luminos, alimentat de o gaură neagră supermasivă aflată în centrul acesteia. Coasarul din imagine se găsește la 11 miliarde de ani lumină distanță de noi. Lumina ce vine de la el trece pe lângă nenumărate galaxii care, prin gravitația lor, curbează spațiul din jur și astfel deviază razele de lumină plecând de la coasar. De cele mai multe ori, între noi și coasar se interpune o singură galaxie, așa cum se vede în această fotografie, într-o formație numită Crucea lui Einstein. Se formează câteva imagini ale aceluiași coasar. În această imagine nouă, realizată de telescopul James Webb, se interpun pentru prima dată două galaxii, aliniate aproape perfect. Una se află la 10 miliarde de ani lumină depărtare de noi, iar cealaltă la 2 miliarde de ani lumină distanță. De data aceasta se formează 6 imagini, un record și un fenomen unic. Niciodată nu a fost fotografiat așa ceva. Efectul este denumit zigzagul lui Einstein, pentru că lumina ajunge la noi din direcții foarte diferite. În plus, fenomenul este și foarte util. Luminii ia timp diferit să circule pe traiectorii diferite, pentru că lungimile sunt diferite. Asta înseamnă că vedem imagini ale coasarului când el avea vârste diferite. Într-una e mai tânăr, în alta mai bătrân. Studiind același coasar la distanțe diferite, astronomii pot calcula mai precis expansiunea Universului și pot elucida natura misterioasă energiei întunecate care îl determină.
Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la peste 3000 de servere din 100 de țări de pe tot mapa mondul. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiria la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Accesează surfshark.com/presure și obține 4 luni suplimentare de Surfshark. Lucost devine primul lander al unei companii private, Firefly Aerospace, care reușește să aselenizeze fără probleme. Și o face din prima încercare. Blue Ghost a trimis deja prima imagine de pe suprafața lunii. În perioada următoare vom vedea și imagini mai clare și cu o rezoluție mai bună. Și încă una de pe lună, cu noi în fundal, așa cum ne vede Blue Ghost. Vom tot vedea astfel de imagini în zilele următoare. Iată cum s-a îndepărtat Blue Ghost de Pământ. Când a ajuns pe orbita lunii, s-a pregătit de aselenizare în Mare Crisium. Motorul a fost pornit în timp ce Blue Ghost se afla pe partea îndepărtată a lunii. 20 de minute mai târziu a fost restabilită legătura radio, în timp ce landerul se apropia de suprafața lunară. Dar mai urmează aselenizări. Nova Sciatena, al doilea lander lunar al companiei Intuitive Machines, se îndreaptă spre lună și aselenizarea este programată joi, 6 martie, în zona Mons Mountain. Resilience, Hakuto Air Mission 2, lander al companiei nipone iSpace, a efectuat un survol al lunii în 15 februarie și urmează să aselenizeze cândva în luna aprilie. Intră pe parsem.ro pentru mai multe astfel de informații de la Claudiu Tănăselia. Nu din aceea care ne-ar putea ataca planeta. Urme de viață extraterestră, în vecinătatea planetei Jupiter, mai precis pe satelitul ei Europa. Aceasta este Europa Clipper, o sondă de ultimă generație care a costat 5 miliarde de dolari și care tocmai și-a luat zborul către Jupiter și satelitul său Europa. De ce acolo? Pentru că Europa nu este un satelit mort. Sub îndelișul său înghețat se ascunde un ocean uriaș, care conține de 2 ori mai multă apă decât întreaga planetă Pământ și care ar putea avea până la 100 de kilometri adâncime. Și unde se crede că a apărut viața în sistemul solar? Undeva unde a fost apă. Da, aia din oceanele primordiale ale planetelor și ale Pământului și pe care o purtăm cu noi în fiecare celulă a corpului nostru. În apa de pe satelitul Europa, de exemplu, viața ar fi putut apărea pe fundul oceanului, în apropierea izvoarelor hidrotermale, acolo unde ele generează energie și căldură, creând mediul perfect pentru ca viața să apară. Sonda Europa Clipper nu va plonja însă în oceanul satelitului Europa pentru a filma la fața locului monștri de acolo. În schimb, ea va zbura cât mai aproape de suprafața planetei, plunjând printre gheizele puternice de apă care erupt de pe suprafața Europei. Aceste coloane masive de apă ar putea transporta bacterii minuscule, nevăzute, care ies la suprafață din adâncul oceanului de acolo. Prin colectarea și analizarea acestor probe, sonda ar putea prinde primele dovezi palpabile ale vieții din afara planetei noastre. Vrei să fii primul care află de verii tăi extraterestri? Nu uita să te abonezi! Cum crezi că ar putea arăta? Pe 28 februarie trebuie să ieși din casă să te uiți pe cer. Atunci, toate celelalte 7 planete ale sistemului solar se vor alinia. Nu va arăta așa. Nici așa. Și în mod sigur nu așa. De ce nu? Să vezi când te uiți seara pe cer. Mercur va fi puțin deasupra orizontului, iar pentru ca să vezi Neptun și Uranus, ai nevoie de binoclu sau telescop. Și nu se va întâmpla nimic rău sau altceva. Doar că un astfel de eveniment nu va mai avea loc până în anul 2040. De fapt, în toate aceste seri poți vedea câteva planete strălucind foarte puternic pe cer. Te-ai uitat? Scrie în comentarii ce ai văzut. Și explicați-mi și mie de ce nu mă aud pe mână. Zăpada se va topi, doar că durează mai mult. Mâna ta, afară, este rece, deci dă puțină căldură bulgărelui. Pune bulgărele pe o plită încinsă. Acum se topește imediat, iar suprafața de contact a palmei tale cu bulgărele din mână este mică. Transferul de căldură e acum mai slab, iar gheața este și ea un izolator termic bun. Vezi iglurile. În plus,
Bulgărele tău este mare. Energia necesară pentru a-l topi este aproape egală cu energia necesară pentru a-l încălzi apoi la 100 de grade. E o bucată mică de zăpadă, pentru care are nevoie acum de mai puțină energie, se va topi în palmă. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Obține 4 luni suplimentare de Surfshark. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum, apăsând acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!